Vaccinarea anticovid începe în ultima zi a anului 2020 în toate spitalele din județul Călăraș. Există centru de vaccinare la nivelul fiecărei unități spitalicești, iar în prima fază vor fi imunizate cadrele medicale. Conform informațiilor furnizate de către reprezentanții DSP Călăraș, în prima tranșă, județul nostru primește peste 400 de doze de vaccin. La Spitalul de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș vor ajunge aproximativ 200 de doze, iar prima persoană vaccinată va fi medicul primar epidemiolog din cadrul DSP Călăraș, Dr. Camelia Truică. Cu mai multe informații vine managerul unității spitalicești, Bogdan Mihai. În centru care funcționează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Călăraș, activitatea va începe pe data de 31 decembrie. La această dată, conform programării, vom primi un număr de 200 de unități de vaccin. În această etapă vor fi vaccinate cadrele medicale aflate în prima linie de luptă împotriva pandemiei COVID-19. Și aici mă refer la cadrele medicale din cadrul Spitalului de Urgență Călăraș, din cadrul Direcției de Sănătate Publică și din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Călăraș. Peste 80% din personalul Spitalului Județean de Urgență se va vaccina conform solicitării pe care le-am primit până la acest moment. Dacă vă întrebați de diferența de 20%, vă pot spune că în această categorie se regăsesc persoane care au avut boala și, conform recomandărilor medicale, nu își pot administra vaccinul decât după 28 de zile, sau persoane care au alte opinii. Dincolo de orice discuție publică, vă fac recomandarea ca oamenii să se informeze întotdeauna din surse oficiale și să perceapă această activitate pe care am demarat-o cu toții ca fiind una care ne poate aduce înapoi în normalitate. Activitatea în cadrul centrului de vaccinare este organizată într-un flux unidirecțional, în sensul că cei care se vaccinează nu se vor intersecta cu cei care vin la vaccinare. De asemenea, avem o zonă de filtrare, avem o zonă de administrare a vaccinului și avem o zonă de monitorizare ulterioară a unor eventuale reacții care pot sau nu să apară. Ceea ce vedeți acum reprezintă munca derulată într-o perioadă foarte scurtă, sens în care a trebuit să adaptăm procedurile și fluxurile și tot ceea ce înseamnă necesitățile materiale și de personal pentru a derula o activitate conformă cu standardele stabilite de către Institutul Național de Sănătate Publică. Centrul respectă normele emise de Direcția de Sănătate Publică și avem personal propriu care va deservi această unitate de vaccinare. Vă veți vaccina? Desigur, dar numai atunci când va veni rândul. La acest moment, prioritatea noastră reprezintă cadre medicale aflate în prima linie de luptă împotriva virusului și în acest context adresez o rugăminte tuturor celor care au șansa să facă vaccinul, să o facă, pentru a putea ajunge într-o zonă de normalitate.